Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit Discutăm astăzi despre situația din învățământ Apele sunt turburi Nu este o situație prea roz Pentru că astăzi a fost o zi Mult așteptată de Foarte multe cadre didactice Veștile veți vedea Nu știu, nu sunt nici bune, nici rele În acest moment Pentru că sunt foarte mulți profesori Care așteaptă să recupereze sume importante De bani Sume care, și drepturi bănești Care au fost, să spunem, hotărâte de instanțele de judecată. Vom afla astăzi de la invitatul meu dacă aceste sentințe judecătorești vor fi sau nu respectate și dacă nu vor fi respectate, din ce, din ce cauză. Dați-mi voie să vi-l prezint pe vicepreședintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău. Este vorba despre domnul Cristache Bratu. Bună ziua și bine ați venit la bine noi! domnul Bratu, așa cum spuneam, astăzi a fost o zi foarte importantă, poate pentru multe către didactice, o zi în care au stat cu sufletul la gură pentru că au așteptat vești de la București. Președintele sindicatului învățământului preuniversitar, colegul dumneavoastră, domnul Ion Bratu, a mers dobre, domnul Ion dobre. Ion dobre, mă scuzați, a mers la București direct la Ministerul Educației, alături de alți sindicaliști din din țară. Înțeleg eu că sunt vreo șapte județe care da. uh, au mers, au mers la minister, au cerut explicații și au expus problema. Vreau să ne spuneți ce s-a întâmplat acolo și care sunt uh, răspunsurile, dacă ați primit răspunsuri. Întâi, da, întâi despre ce este vorba. Uh, știți, dumneavoastră, în 2008 am avut, uh, mi s-a dat o lege favorabilă, am avut o creștere de salariu. În vreo două luni repede ne-au tăiat drepturile, dar ilegal, prin niște ordonanțe de urgență, noi am continuat să sperăm, ne-am judecat și am reușit ca din 2008 până în mai 2011 Adică de 8 ani v-ați surjudecat da. da, din 2008 nu m-am judecat, stăm deci, deci până în mai 2011 să ne luăm drepturile conform acelei legi Și s-a întâmplat ca să fie un proces la Curtea Supremă de la Da, la în curte de casație, da, și să se dea dreptate oamenilor, în sensul că drepturile, banii care ni se reținuseră, trebuiau să ni se restituie în 5 ani, 6 ani. Și așa ni s-au restituit. Cumva eșalonat? Eșalonat, da. Tot prin ordonanțe. Însă, Curtea a considerat că, practic, pentru acești bani care ne, ține, ne erau ținuți acolo, ca într-o bancă, ni se cuveneau dobânzi. Nu nu doar o... o deci o, la întârzieri, da? Dobândi la întârzieri, da, niște daune interese moratorii. Cam așa se exprima sentința, pentru că nu era vorba doar de un indice al inflației, ci faptul că nu ni se dădeau acei bani, se foloseau de ei, practic. Da. Și trebuiau să ne dea dobânzi. Și am pornit iarăși toate procesele, din nou pentru toate școlile și deci, toate care... Deci odată ați reușit să, să obțineți faptul că meritați să primiți Sigur. acei bani, bani. retrași abuziv, da. apoi alt proces pentru a vi se acorda aceste no. dobânzile. Exact. la... Exact, asta de e zi. al treilea, că am mai avut încă o serie de procese pentru toate școlile ca să fim reîncadrați în 2010 când am făcut noi minticuri, să fim reîncadrați cu salariul ăla. Deci, am trei a... serii de procese pentru toți oamenii, vorbim de noi județul Buzău, deci am umplut instanțele și de la Buză și de la Curtea de Apel Ploiești. Bun. Și de curând ați spus clar, împreună ați da. discutat împreună cu uh, profesorii și ați spus este timpul să. Să se plătească, să se să achite, acești bani, Să recuperăm banii care îi se cuvin în acum medie pe dobând. Ceilalți i-am luat. Da. În medie cam cât ar, uh, uh, ar avea de recuperat? În profesori? medie cam uh, pe profesor, așa e pe la 4-5 mii de lei. Deci, o sumă, importantă, aș o sumă spune. importantă pentru un profesor. Deci, pentru Aproape că, 1000 de euro, 1000 și un pic da, de euro. Pentru da, pentru că salariile sunt foarte mici învățământ. Nimeni să nu creadă că avem niște salarii de morim de fericire. Și ce s-a întâmplat? Am câștigat aceste procese, am cerut și executarea. constatam însă că dacă duceam executorul. Se executa școala, se blocau conturile, nu mai ne puteam lua salariile. Deci, lucru, vrea, sunt de situații extrem de delicate. Extrem de delicate, ne punem așa. Și atunci, unele unități școlare, și datorită secretarilor și contabililor, au avut curajul, au calculat că toți ziceau că nu, dar cum calculăm, dar ce facem, dar ce dregem. Adică nu prea se știa despre ce sumă este da, vorba, cam cât sigur, ar reveni sigur. și probabil că s-a mers mult pe ideea ba că chiar sunt niște mai sume mult foarte ministerul mici. Ministerul ăsta ne controlează acum printr-un program de salarizare edusal și dacă vrea spune el un butonel acolo să deschizi dobânzi. Dacă nu, îl ai închis. De legeaba faci, sac, 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 pe el că nu se mai deschide. Și deci nici nu vreau să știe de dobânzi cei de la EduSal, un program creat de nu știu cine din România. Și în câteva unități din Buzău, chiar și din județ, de din municipiul Buzău, chiar și din județ, și o mare bucurie că, de exemplu, la mine, la Colegiul Agricol, da, s-au plătit aceste drepturi. Că sentințele sunt din 2014. Deci ea că au trecut trei ani, poate să apare interesul, dar domnule, nu mai vrem să le nu mai au interesul să fie da. executat. Domnul Bratu, da. o să vă întrerup puțin pentru că îl avem acum în legătură directă cu noi pe președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău. Este vorba despre domnul Ion Dobre. Alo, bună ziua! Bună ziua! Domnul Dobre, dumneavoastră ați mers astăzi la București, la Ministerul Educației, și ați expus această problemă cu care discutam cu colegul dumneavoastră, domnul Bratu, și aș vrea să ne spuneți: Ce răspuns ați primit? Da, am rămas surprins să constat că ministrul doar fusese informat în legătură cu acțiunile pe care noi le anunțasem, dar nu știa. Sau nu era informat în legătură cu motivul acest uh, care a determinat aceste acțiuni. Uh... Adică vreți să spuneți că... că ministrul educației habar nu avea de uh, aceste uh, acțiuni pe care sindicaliștii urmează să le, să le aplice și mai ales de faptul că urmează să fie cadrele didactice să primească niște bani. Da. Cuveniți. Nici nu mă surprinde și colegul meu, domnul Vratu, știe bine ca și mine, noi am mai discutat aceste aspecte, nici nu mă surprinde pentru că ministrii de-a lungul timpului au tot fost schimbați și niciunul nici nu cred că a avut timpul necesar să se ocupe de toate problemele pe care le are un minister. În general, de aceste probleme se, se ocupă ministrul secretar sau secretarul de stat, care atunci când a fost contactat de către noi, pentru că am avut și o discuție telefonică cu acesta sau cu această doamnă. Da. Uh, ne-a spus scurt că nu este problema dumneai și că nu are rezolvare la așa ceva. Bineînțeles că am discutat și cu departamentul tehnic din minister. Acesta este cel care ne-a tot pasat cu. Uh, rezolvarea de la o da? autoritate locală la... Da, care ar fi adică... interesul, domnul Dobre? Mi se pare un lucru extrem de grav. Ei, interesul. La noi legile sunt făcute doar pentru noi cei de jos, nu și pentru cei de sus. Dacă nu mm. pot păcăli, sigur că pot face. Bun, în uh, momentul în care... Tergiversarea ministru... ar fi dus la uh, nepunerea A acestor hotărâri pentru, pentru 85 de școli, nu știu dacă -a spus nu. Da, cred că nu avem prescri, semnalul e, foarte bun. Sunt să... uh, uh, pronunțate din 2014. În 2017, începând cu luna mai, începea prescrierea acestora. Ei mizează pe faptul că noi A vom... Uh, în am momentul ăsta bărhiși? și așteptat. Da, eu uh, cred că stau prost cu semnalul și... Da, deocamdată ne, ne auzim. Da. Vreau să vă întreb, bun, în momentul în care ministrul a aflat în cele din urmă, probabil că mai multe detalii le-a aflat astăzi de la, de la dumneavoastră, ce promisiuni au existat, dacă au existat? Care au da, fost ministrul nu a întrebăzut o soluție imediată pentru că este vorba de bani care trebuie să alocați. Uh, sigur că a, uh, angajat să transmită mâine să întâlnește cu primul ministru și cu Ministrul de Finanțe le va aduce la cunoștință această problemă și uh, vor da un răspuns. Eu sper, într-un termen rezonabil, uh, respectiv, în mult o săptămână, să primim uh, un răspuns în legătură cu intenția lor uh, în această problemă bun, deci maxim o săptămână sunt dispuse cadrele didactice să aștepte uh, o soluție. nu, este doar o părere personală, am eu mâine am o, să transmit, încă. o să transmit, o să transmit în teritoriu, ce am discutat, asta este doar o propunere a mea, dacă colegii vor avea o altă propunere, sigur că o vor respecta pe aceea. bun, oricum să tragem așa o concluzie în urma discuției care a avut astăzi la, la Minister Ați plecat încrezător sau din potrivă cu un gust amar? Credeți că Categori, vor veni soluții? Da, nu. Da, bine, vine un gust amar peste alte gusturi asemănătoare Pentru că noi știm cum se petrec lucrurile în Ministerul Învățământului în cazul în care de la București nu, va, nu veți primi un răspuns pozitiv, da? o soluție viabilă care să fie, să fie demonstrată că va fi pusă în practică cât de curând, ce se va întâmpla? Uh, da, cred că e o întrebare retorică. Ce putem face? Noi avem o singură pârghie la îndemână. Puterea nu este la noi, noi putem doar să ne strigăm neputința. Singurele pârghii sunt uh, manifestările sindicale, că vor fi cu întreruperea activității, ceea ce nu ne dorim să nu creadă cineva că abia așteptăm așa ceva, dacă va fi nevoie vom ajunge și acolo. Noi sperăm să nu. Da. Mulțumesc tare mult, domnul Dobre, pentru Cum intervenția o dumneavoastră. Eu. O seară bună. Da, iată, nu știu, nu putem spune nici că sunt vești bune, nici că sunt vești uh, vești rele. Deocamdată e în stand-by, așa. Oricum, Eu cred că sunt vești foarte proaste. Este surprinzător că, cum e dacă posibil Dacă noi avem asta sentințe din nu 2014, asta? vă gândiți dumneavoastră în județul Buzău, noi am fost întotdeauna foarte corect și muncitori aici la sindicatul ăsta. Deci avem sentințe pentru majoritatea din 2014. Că și astea se dau tot eșalonat, că știa guvernul că a dat ordonanță de eșalonare a plății dobânzilor. Deci știa de ele, dar exact cum a spus domnul Odobe, poate 3-3 trei, trei ani și ăștia nu-și mai manifestă dorința. Deci cumva se aștepta prescrierea sigur, acestor termene. Sigur. Și dacă în timp de trei ani nu ai făcut nimic, practic în timp de trei ani trebuia să se dea 40% din sumă. Da. Că așa mi s-au plătit 40% din sumă și în alte unități. Dar le tergiversăm. Și aici este o foarte mare vină și a, cum să vă spun, și a neîncrede a colegilor contabili și secretari care n-au avut curajul, n-au avut încrederea sau n-au avut puterea să decidă, să calculeze și să solicite acești bani atunci când deci 2007. Deci când se făcea bugetul trebuiau proiectați da. bugetul școlii pentru 2016 prevăd la capitolul de Obânz, că e un capitol acolo această sumă unii n-au făcut și nu li s-au dat. Bani. 2017 bate aproape la ușă, dacă putem să spunem Sigur. așa, că avem puține luni. Dacă până în 2017 nu se dă o sentință, nu se n-o sentință, nu se dă o ordonanță sau un act în care să recunoască și să spune se vor plăti eșalonat până este în data, data de este aceste data. Se, pre, se prescriu, este, adică există este situația, da, că dar nu există mai pericolul că dacă n-ai luat nimic, da. Și nu ți ai manifestat, n-ai reușit în acești trei ani, chiar să se să se încerce să spună, nu nu ai vrut, nu ai luat, n-ai făcut nimic. Noi ce putem să facem? E, suntem exact ca în 2010. Atunci, în 2010, eram singurul județ. Tot care -a aveam... dat de data asta tot la Buzău? Da, da. Deci a fost primul sindicat sigur, sigur. care a ridicat problema aceasta a recuperării. Da, a impunzi. recuperării. În 2010 am fost primul sindicat care am obținut sentințe și ne-am dus cu dosarele până la Curtea Constituțională în care spunea că trebuie să fim reîncadrați cu salariul acela mare. Aveam sentințele și atunci, în buzunar, cum să spune, da. depuse, aveam notificările făcute, și ei nu vroiau uh, să ne încadreze, să ne dea salariul. Ba mai mult, inventaseră niște jmecherii, un ordin comun al Ministerului Învățământului, Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, toată lumea se ocupa de noi atunci, că nu știa cum să facă să ne încadreze tot prost. Toți, toți, toți erau împotriva noastră. Și uite că n-a fost așa, că s-a pronunțat Curtea Constituțională și am avut dreptate. Bineînțeles că nimeni nu o să poată să întoarcă aceste sentințe. Trebuie să executate. Dar vedeți că acest domn, director economic din Minister, le ascunde ministrului, le ascunde. Că și exact era și când am fost la domnul Funeriu. Atunci, că atunci am fost la domnul Funeriu în 2010. Și eu am fost cu domnul Dobre. A, și în funcție era tot acest domn director economic? Do da, categoric. Bun. Domnul Păunică e de pe vremea răposatului. Bun, e, deci cunoaște foarte bine acum Foarte acolo, bine, toate foarte bine, foarte bine cunoaște și știe cum, cum să facă ca să... Dar nu o să poată, pentru că acum sunt șapte județe, într-o lună, două, vor fi 30-40 toate cu dobânzile, cu procesele pe dobândă câștigate. Și vor trebui să iau o măsură. Și vedeți, noi astăzi aveam programată o grevă de avertisment da. Dar am zis, domn, hai să fim totuși, să avem alegem întâi calea negocierilor Să se meargă și la ministru, e bine că ne-au primit Așa cum spunea și domnul Dobre, da. ideea nu este să intrați în grevă sigur. Ideea este să rezolvați Categoric. aceste probleme ale profesorilor Categoric, și să vedem ce este. Dar eram sigur, noi eram aproape sigur că ministrul nici nu știe că nu știe nici Ministerul de Finanțe, că nu știu. Știe Ministerul de Finanțe că noi avem la adrese de la. Da, că am că întrebat. S-a încercat la un moment dat să se arunce pisica în curtea administrațiilor locale. Adică, da. fiecare primărie, da, luați da. de aici, plătiți voi banii. Bine, ăștia. Spus, bine spus. Deci, cam s-a încercat și treaba asta. Da, că... dar da, chiar, chiar așa este. Domnul acesta, director din Minister încearcă să spună că aceste dobândi trebuie să le plătească primăria. Adică da. ministerul nu ne-a dat banii din bugetul național, nu ne-a plătit. Da. Ei ne-au ținut salariile acum, acolo, în bugetul statului. Și ce vină are primăria? Și ce vină are, da, are, sure. are primăria? Să plătească primăria. Păi nu-i corect. Gândiți-vă ce fac primăriile unde n-au bani. N-au bani nici de naveta păi pe da, profesorul da, și da, a elevilor. Dar aminte da, nu mai dumnezeu. vorbim de naveta elevilor, ați văzut ce Circ, urât. Bun, poate vom discuta. De, cu chiar vă rog frumos și despre, ca să, și despre să informăm acesta, ce s-a întâmplat. Că eu constat că această navetă neplătită nu este o da. noutate, a devenit deja o, un lucru destul de obișnuit. Bun, și dar cu să asta închei. Și dacă asta. tu, director, acum domnul ministru nu s-a exprimat ca celălalt de care pomeneam, care spunea că nu-s bune sentințele. În minister spui că nu-s bune aceste sentințe. eu nu înțeleg deci, lucrul ăsta. Cum adică nu sunt bune sentințele? Nu știu, adică ei, cum au evaluat? Ei, nu e o sentință bună. Asta da, nu, ei, deci sunt nu mai presus, ei sunt mai presus de lege. Și au condei Au condei. Au programul ăsta de salariu, au bănuțul și nu ne dau. Deci au puterea. Nu-i frumos deloc ceea ce se întâmplă. Constat că aproape este în privința asta, e mai rău ca înainte. Poate înainte nu știi. Dar acum, dacă știi, ai și sentințe și vezi că nu sunt respectate, te simți Păi tare da, profesorii au ajuns da, să meargă, să, 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 să fie reprezentanți în instanță și nici atunci, culmea, da. nu primesc drepturile da. cu vești. Unde să-ți mai cauți dreptul? Ce faci? Cât mai cheltuiești? Te duci la CEDO? Că atunci, în 2010, am avut dosare și la Curtea, Supre... și la Curtea Europeană. Deci, deci am până avut, acolo da, noi, sindicatul, am avut vreo 10 sau 11 dosare. De deci ce am avut? La Curtea Europeană? De la... Aș vrea să vă întreb, domnule dacă înainte de această întrevedere cu, cu Ministrul Educației de astăzi, pentru că nu înțeleg că a apărut pe parcurs această întâlnire, nu știați că în momentul în care ați ridicat această problemă, că va avea loc această negociere, încercare măcar de negociere, da. dacă ați stabilit un calendar al protestelor? Da. Din ce am discutat, deci la ultima, că am avut un zilul al da. a rămas că după această discu discu discuție, în termen de o, ne vom întâlni iarăși într-o săptămână și vom hotărâ și probabil, vedeți, nu știu se joacă, adică ne atâță, ne, ne prostesc pe față, de singura cale e ceea care a spus domnul, domnul dacă nu ieșim și dacă nu închidem școlile adică de-a lungul timpului uh, fi. concluzia este clară Aceasta doar e. Așa. acesta este singurul punct în care da. cei din minister reacționează cumva doar, pentru doar că atunci. face presiune mediatică doar atunci, degeaba avertismente japoneze, negocieri propuneri legislative își bază joc de noi. Când e să-și voteze, ați văzut, când s-a votat pensie pentru parlamentari, pentru mandate, imediat, când a fost vorba să voteze o lege și cu un drept de pensie pentru profesori care au și -au ies la pensie cu 1300 de lei acum s-a retrimis la, la ah, da, comisie. A, da, legea aceea care, cred că era oarecum bună, că adică venea în sprijinul cadrelor didactice, era după 30 de ani de că, vechime, primea o pensie, cred eu, cât de cât decentă. Da, nu decentă, -a putut, a fost dar, deci aceasta a trecut de Camera Deputaților, dar, din păcate, în Senat, unde este forul, la Senat, care e forul decizional, a fost retrimisă la comisie și, deci, iată, au destule mijloace să o probabil nici să nu mai intre, nu știu, eu mă gândeam că o să intre, totuși având în vedere că vin alegerile. Rămâne de văzut. Da, uh, spuneați să... dumneavoastră că ar fi singura soluție această greva generală, da. oricum trebuie urmați pașii, grevă de avertizment, grevă da, de japoneză, o... uh, timp de o săptămână, cumva la sfârșitul săptămânii sau peste două săptămâni să ne așteptăm la o astfel de, de grevă? Uh, probabil de vinerea cu de mâine într-o săptămână da. ne vom întâlni și vom hotără. Dar reacțiile, care sunt reacțiile cadrelor didactice vis-a-vis -vis de problema asta? Toți sunt nemulțumiți. Nemulțumiți categoric da. că sunt, sunt, dar cât sunt hotărâți pentru că dumneavoastră sunt că, Vă și spunem, didactice au mai un fost coleg, hotărâte în Mă de întreabă multe un, ori, un coleg da, profesor, profesor un coleg profesor inginer. Zice, am auzit că ați luat banii la agricol. Da, i-am luat. Uh, păi ne mutăm cu toții acolo. Deci, dar de deci ce există o. Uh, nu, uh, fiindcă în alte părți nu s-a. Deci, deci, oamenii sunt total nemulțumiți. Adică, cumva apare nemulțumire și să spunem și, și o discordie din asta între părți. Deci, unii au primit bani și alții nu au primit. Că, până asta la urmă, este, dar. Uh, dar probabil. pe ce criterii au fost. Uh, pe ce criterii uh, s-au dat aici? Uh, da, s-au dat acești bani. La agricol? Da. Pe criteriul uh, competenței, curajului directorului de unitate, de contabilului acțiune? șef, contabilului șef și a secretarii, care au calculat și -au, luat, și au luat hotărârea să plătească. Deci important este să se implice da. foarte mult conducerea alții, școlii. Alții, îl asculteau tot pe domnul director că da, dar de unde plătim? Da, cum calculăm? Da, nu avem programul în edusal, nu mai strâmbe de astea, nu a de, Care porneau din, chiar din interior? Și din, hai, hai, știți cum e? E o întreagă rețea așa din interior, de sus în jos, de jos în sus, numai ca să uh, nu meargă treaba cum bine, să nu meargă treaba bine. Și s-a ajuns unde s-a ajuns. Că uite că oamenii au de luat niște bani, erau foarte buni, vin sărbătorile, creșteri de salariu, au fost acum ordonanța asta 20 care nimic deci pur și simplu 0 2 lei 3 lei 5 lei. Da, am discutat la, doi deci la unii, despre unii... aceste creșteri absolut nu știu, La aș unii putea, necalificați, dar ăia sunt în județul Buzău, nu sunt 5 necalificați. Deci aceea este că le-am crescut la aceea. Planează, ștăm așa pe învățământul stepe pe un butoi de pulbere și uh, în această toamnă am putea să asistăm la da. o mișcare da, de și, sindicat destul de, de amploare este foarte bine pentru că uh, trebuie să respectăm și legea în țara asta. Dreptul, unde e? Unde e dreptatea? Unde e dreptatea? Nu se poate. Da, vom vedea ce se va întâmpla, însă luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim, rămâneți cu noi. Da, am revenit, continuăm discuția cu invitatul meu, cu vicepreședintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău, domnul Crista Chebratu. O altă problemă pe care o vom aborda acum este cea a contabililor din, din școli. Și ei au fost la un pas de a... Și a secretarilor. Și a da. secretarilor de a protesta pentru că s-au trezit cu bani mai puțin. Cred da. că începând cu luna septembrie, dacă spuneu cu luna august, august pentru chiar. că ordonanța aceea de care vă spuneam că nu face nimic la salariu, a făcut însă totuși ceva, o economie și le-a tăiat acestor contabilor șef și secretarilor șef din școlile mai mici și grădințele mai mici o parte din semnificativă din salariu, ce deși ordonanța are acolo un articol unde spune că nimeni nu pierde la salariu. E, se cam repete situația din 2010, când era o, tot așa ordonanța 1 a fost, când spunea că trebuie să te încadrezi cu ce ai avut. E, uite că au băgat acolo, spune că acești nuși se mai regăsesc în aceleași condiții de a fi încadrați în funcția de contabil, șef și secretar șef. Uh, și pentru acești colegi, bineînțeles că sindicatul s-a zbătut, se zbate în continuare și au fost chiar, uh, au fost o delegație de adânșilor și cu domnul Dobre, au fost la Senatul României, au depus uh, un memoriu și se speră, probabil și pe cale judecătorească, se, se va ajunge și se, se, judecață, se studiază urmă, da? și acest, această idee. Să se rezolve și problema acestor oameni Pentru că prea deodată așa, Îi tai tu luna august Ți-a venit și îi tai aceste drepturi Dar nu există acolo motivație care să spună foarte clar Din ce cauză se fac aceste Da, ele, motivația chiar n-a fost A trebuit să mai dea în coordonață În vreo săptămână să mai dea alta să o mai lămurească bine pe prima. Deci cam așa a fost. Cam așa se lucrează, înțeleg eu, da, la prima. Deci da, deci că am văzut că e ceva și în prima, că scârție și a mai dăm, mai dăm una ca să o lămurim. Și deci e deja. Deși aceasta a apărut ca o problemă spinoasă pentru această categorie de personal didactic auxiliar. Deci da. și aici problema nu e rezolvată în momentul ăsta, nici nu, pe departe. Nici aici nu este rezolvată deloc. Da, spuneați uh, înainte, în prima parte a emisiunii, atingeați din nou un subiect uh, care aș spune eu că nu ar mai fi o noutate, însă constat cu regret că niciodată nu, nu i-a sfârșit această problemă vorbim despre naveta profesorilor și a elevilor, naveta care nu este decontată deja de da. câțiva ani se întâmplă acest lucru, uh, nu știu, se plătește probabil din aproape în aproape dar niciodată nu sunt șterse aceste din aproape datori, Datorii da? deveni istorice, da, din aproape în aproape Totuși constatăm că în ultimul timp avem din ce în ce mai puține procese pentru cadrele didactice A, deci profesorii și-au și primit da, banii da, 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 și ei stau și bine Și acum avem uh, un singur dosar, dar ăsta mare, da, la Cochirleanca. Cochirleanca e o comună mare uh, și acest dosar pe rol Alții s-au achitat, dar și aici s-a ajuns tot așa la executare Deci n-au înțeles decât la executare, dar... Probabil se execută datoria istorică de 2-3 ani în urmă da. și se rămâne iarăși și pe. Se acumulează, da? Se acumulează iar următorii 2 ani, nu mai le plătește pe adică, actual. Adică, cumva, profesorii da. își primesc banii pe care au cheltuit, da, pe abonamentele de transport A. sau pe carburant, dar exact. situația prezentă nu este deloc rezolvată exact. din potrivă. Vor exact. acumula alte datorii și probabil că vor ajunge din nou în instanță și tot așa. Și Tot așa. Nu știu, acum mi se pare așa. În învățământ, chiar totul trebuie să se rezolve în instanță. Da. Altfel nu se poate? Sigur, s-a ajuns cu foarte Adică și administrațiile locale urmează exemplul ministerului. Și nu plătim, da? nu avem bani, întotdeauna da. primării au spus că nu au bani, e adevărat, sunt convinsă că sunt și situații în care uh, nu există, chiar nu există bani, dar cred că se pot face eforturi. Păi să da, știți, dumneavoastră asta că s-a încercat, au fost mai multe inițiative legislative, ca această aveta cadrelor didactice să fie plătită exact din sumele de la bugetul național, deci din finanțarea de bază, și nu s-a vrut. Deci în Parlament au căzut, au fost trei inițiative legislative. Au căzut. Uh, și exemplul e locvent, e strigător la cer. A fost că uh, atunci când plătește ministerul uh, este atât de, să nu am auzit expresia la cineva, zgârie brânză, așa, încât uh, nu îți dă decât pe jumătate și este cazul elevilor. Elevilor nu li se decontează decât maxim jumătate din contravaloarea. Dar de ce așa? Păi că domnul ăsta de care vorbeam, de la minister, minister directorul direct, da? a găsit el o șmecherie și a dat un ordin de ministru pe care ministrul, bineînțeles, l-a semnat. Imediat domnul Funeriu a fost la semnat, că de atunci a pornit. Și punit. la ministerul. Da, hai că l-a semnat domnul ce Funeriu, ce dar ceilalți, dacă văd de ce nu îndreaptă lucrurile? Corect. Hai, poate, da, hai noi că să vedem. Și a dat un ordin în care spune că pentru 3 km îți decontăm 2 lei, pentru 6 îți mai dăm încă 2 lei, dar în realitate pentru 3 km abonamentul costă 4 lei. Da, a, deci... Deci e clar. A adică numai nu că... este, aceste decontări nu se fac în urma unei analize și a unor nu. cifre, da, și costuri da. exacte. Nu, nu, nu. Sunt așa după aproximație Stab, da, cum, da, da, cum, da, cum, da, standard. Cum consideră Ministerul că ar fi de cuvinte să fie Și Ca și cum ar consuma o mașină. Una e să ai o mașină performantă, una e și să dai de tot totată la carburant. Da, Aici, de practic, acest decont se face așa într-o bătaie de da, joc. Da, chiar într-o bătaie de joc. Însă, vedeți dumneavoastră. Problema aceasta este gravă pentru liceele tehnologice, în primul acolo rând. Acolo unde sunt foarte mulți elevi care acolo, vin și fac naveta. Dar foarte din mulți, central. 90% din elevii din liceele tehnologice. Aveți și dumneavoastră clasa acum de Anua, a, da? De, eu sunt diriginte la Anua din 24 care 30 am, practic, vreo 24-25 sunt navetiști. Deci sunt navetiști. Și acești elevi plătesc navetă și jumătate nu și mai recuperează, da. Deși legea spune foarte clar că se decontează. Dar v-aș întreba pe dumneavoastră că aveți și calitatea de diriginte da. și că sigur părinții da. mai vin și vorbesc și vă spun și ce greutăți întâmpină. Foarte, greută foarte super. Cum fac față foarte acestui greu lucru fac pentru supărați. că Gândiți vă haideți să, că... să familii modeste de da. cel mai multe ori care în care lucrează un singur membru sau poate niciun părinte nu lucrează din Sau social, un singur părinte. Sau un singur părinte da. și mai și mai trist. Foarte greu, reușesc oamenii să și trimită copiii la școală îmi spunea chiar ieri la al altă îmi dădea telefon cineva că uite nu pot să vină, că mă duc și eu că am de muncă cu ziua. Adică păi... copiii sunt luați la muncă să Nu, deci părintele de... nu putea să vină că trebuia să-și să, să lămurească o situație, că trebuia să ducă să muncească, ca a găsit în ziua aia să muncească. Păi cum îi să-i plătești naveta de nu știu unde, care costă și două milioane pe lună, da. când tu ai doar niște bănuți acolo de abia ți ajungi Eh, dar ce mă doare cel mai mult e că ați văzut cum s-a început așa anul școlar, fost declarații în Parlamentul României. Propunem ca să fie decontată integral. Pa, am venit și am spus de nu știu cât timp, la toți am, am domnul, uite așa și așa, așa, dar se știe propunem naveta integrală elevilor. Să le dăm și o masă păi caldă. poate că dacă se propune integral, se va plăti de fapt jumătate, că... da. să le dăm și o masă caldă, să facem nu știu ce și nu știu cum de toate. Se propune Adică inițiative sunt multe, da? Multe da, inițiative, inclu... dar se oprește la aceste sigur, inițiative inclusiv locale. Propune să facem nu știu ce și nu știu ce când elevilor, iată, nu li se decontează naveta, n-au manuale. Deci, altă problemă altă, la fel de, Da. Deci, de până la clasa da. 10 -a, învățământul este obligatoriu și gratuit, cu greu se reușește să strângi manuale, că de. A, și an editorile n-au mai tipărit că n-au mai primit bani. Și ai tot și tot aceleași cărți vechi Da, A, și, și cumva, da, până da. dincolo de faptul că da. manualele sunt veche, vorba și despre informație, și da? Informație. Adică me metodologia da. ar trebui să fie adaptată. De la 11 la 12, ați văzut? Ce să lăudăm? Vom da și manuale și la 11 la să râzi, numai dar... Nimic, adică, zero uh, dumneavoastră, cei care practic în fiecare Stăm, zi suntem zi la zile, cadere, zile da? și cu Și aveți sistemul? Contat, Toate lucrurile acestea, care poate, nu știu, poate pentru telespectatori da. Pentru noi care nu suntem din sistem, ar putea să pară Uite, învățământul da. pare că ajunge, ar putea să ajunge se să să nu nu mai Dar de fapt nu se întâmplă să așa Să nu mai crezi, vedeți dumneavoastră Când a fost guvernul domnului Funeriu S-a introdus învățământul profesional Bine că s-a introdus, că se scosese. Un da, care l-a în, introdus, dar l-a introdus, să vedeți, după clasa nouă. Da, Avea după... un scop, să-i lase la a noua la țară, adică să dispară toți. De la a noua. Făceau niște clase de la a noua, din elevi adunați după în toate clasele, fără niciun rost. A venit, pe urmă, guvernul Ponta, a reglementat total cu domnul ministru, am și uitat, îmi pare rău că da, merita să-i țin numele, minte numele, și are, a schimbat, a dat o ordonanță de urgență, învățământul profesional a devenit de 3 ani după clasa 8-a, foarte bine, și se constată că elevii se îndreaptă, mai ales din mediul rural, către învățământul profesional. Au un orizont, ies cu o calificare și e și concurență, chiar dau și examen, au fost 2-3 pe loc și ne-a căzut la profesională, intră la liceu. Deci cine pică la examenul de la profesional Ca se înscrie la liceu. ce anomalii sunt până de la De ce anomalii. Și acum s-a schimbat guvernul, s-a schimbat ministrul. Facem un alt învățământ profesional dual. E foarte bun. Învățământul profesional dual înseamnă implicarea agentului economic Chiar Am înțeles să că plătească. dă de la buză lucrul acesta, și a fost și. Este, este o, o idee extraordinară bună în multe țări pe învățământul ăsta doar se merge. Însă, e o problemă și aici care nu se înțelege. Nu mai avem at așa mari agenții economici care dorească o clasă de strungari, o clasă de mecanici Pentru trei foarte puțin, Sigur, da? sigur. Și atunci uh, hai să mai vedem cum fac alții prin alte părți. Domnule, facem un centru profesional unde venim mai mulți. Din alte județe, da? Și dintr-un județ, dacă ne adunăm cu toții și venim mai mulți. Eu vreau doi mecanici agricoli, tu vrei doi mecanici agricoli. Da, așa, îi anum, îi pregătim trebuie... într-un loc, le asigurăm super pregătire, contribuim și noi agenții, suntem și noi. Sprijiniți da, de stat. Inițiativa asta poate ar trebui să, da. să vină mai mult și din partea cadrelor didactice, vine, pentru că iată, pe identificați ce domnule, mai bine aceste probleme. Cum e, degeaba vine din partea cadrelor didactice dacă nu vine din partea unui politician. Dacă acest politician... Adică acolo e aici cheia. Azi. Dacă acest politician nu o duce el să spune asta e a mea, pa, o, o, asta mi-o votați și așa. Deci e... Știți? E, nu e frumos. Deci e foarte bun și învățământul profesional de trei ani este foarte bun pentru că, cum am spus, și învățământul dual acolo unde merge. Dar... Nu facem întotdeauna schimbări în învățământul ăsta continui. Și hai să vedem, v-am spus, ceea ce nu merge. De ce elevii de mediul rural abandonează? Păi spune eu oricum păi că eu am fost diriginte de clasă până la a 12 a da. Mi-au plecat elevi, cu, îmi dădeau telefon. N-au mai avut cu ce să vină de la Glodeanu Siliștea. Costa abonamentul 3 milioane și jumătate. Cu ce să plătească elevul la 3 milioane jumătate, dacă tu îi decontezi doar 1.700.000? De unde dă mereu 1.700.000 în plus, în plus, în plus, în fiecare lună când el trăiește din agricultură și te uiți pe cer? Și plus trebuie da. să mai vorbim cu un elev care vine la școală și poate are 6 ore într-o zi. Da. Nu are nevoie să mănânce măcar un corn. Vorbim Pua, despre elevii de la liceu, da? Da, da? Pe lângă efortul financiar pe care părinții trebuie să-l facă, da. să-l trimită, da, să-i plătească acel bilet. Cred că în multe situații vine elevii săraci și nu mănâncă nimic toată ziua la școală, pentru că nu au Eu de sper, de, o, sper de că se grea. va trezi cineva și în țara asta și o să rezolve problema. Cum foarte bine s-a trezit actualul guvern și actualul ministru și face concursul de directori. Da. Deci, absolut este, mi se pare, și era un era nevoie să se Era nevoie, practic, practic, pentru că se din 2008, 2008, de, de 10 funzii, ani, din 2008, nu, nu s-au mai 16 8 ani, unii de 10 ani. N-am mai fost concurs de director. Și să știți că nu e o sarcină ușoară și pentru inspectorul general să numească directori chiar cu delegație că da, îi sar în cap. noi sindicatele. Noi sindicatele luăm da? la întrebări colegii, dar de ce l-a pus pe și nu l-a pus pe ăla? Hai să ăla? discuții Așa un concurs fără sigur, dubii, sigur, în principiu. Ar deci să eu, fie fără dubii. Mi-a plăcut extrem de mult. Uite, am auzit-o pe doamna zicând, domne, să se dea o concursul că mi-au mâncat ficații din mine. Așa, se, așa este. Că sunt, dacă îmi dă concurs, ați văzut. Când s-a a luat inspectorul școlar general concursul, apele s-au liniștit total. Deci pentru că... Un, conc, un, mă rog, un post care a fost ocupat extrem de greu. De extrem de, greu. Ori de greu. a fost dar e foarte concursul. bine. Gata, domnule. Acel om e pe postul ăla cu un concurs, știi că stă patru ani, are un plan managerial, îl duce la capăt, îl respectăm, îl ascultăm. Asta și pe e. lângă lucru acesta, da. fiind un concurs, da. cred că există și competiția. Adică respectiv da. care vrea să vină să conducă o școală, cu siguranță ar da. trebui să fie mult mai motivat și să ia într-adevăr în într ce fie Și un om prezentat, da, de Și un manager. om capabil să conducă, și un om disponibil să conducă, pentru că uh, trebuie să, ca director, păi, trebuie și pregătit și să ai și timp să te dedici școlii, aceia, să nu ai milioane și milioane de probleme, deci. Uh, Chiar dacă ai putea, din cap sau așa, ca pregătire, dar dacă tu ai alte probleme și alte probleme, nu poți conduce, nu te poți așa împărți este. în multe locuri. Și atunci, eu cred că, în urma acestui concurs, se vor alege oameni bine pregătiți, directori, că nu vor mai fi discuții, vor înceta aceste. Cârcuoteli pe față și Bun. pe la spate Domnul Bratu, ajungem pe final de emisiune și aș vrea să tragem două concluzii. Una ar fi asupra discuției pe care am purtat-o în prima parte a emisiunii situația actuală din învățământ Într-o săptămână în funcție de răspunsul pe care sindicatul îl va primi de la Ministerul Educației, este posibil, dar există această variantă, absolut să categoric. demarați o grevă de avertizment. Da, în primă urmată fază? apoi de, de închiderea școlii, este absolut posibil, mai ales că suntem uh, atâtea județe acum. Bun, deci, deci puterea e mult mai mare puterea și, este și mult mai probabil mare. că or să se alăture și puterea alte. Puterea este mult mai mare și avem și exemplu și experiența și avem motivul nu se poate, nu se poate cu o sentință să stai în mână și să stai de, să să de râde tot de tine. În da. da. Bun, alt aspect, altă concluzie și vreau să-mi spuneți unde credeți că ar putea fi rezolvarea Ce facem cu naveta electru, pentru că eu cred că este la fel un subiect extrem, extrem de grav Vorbim în primul rând despre uh, efectul uh, Sigur, acest abandon. uh, abandonul Abandonul care, haideți să ne amintim, uh, vin uh, tot felul de specialiști din afară și ne arată cu degetul Abandonul României, abandonul școlar, ne, uh, ne plasăm încă pe locurile fruntașe da? uh, la nivelul Uniunii Europene Bine, păi pe cum facem, cum încercăm da. noi să reducem acea rată a abandonului școlar dacă nu rezolvăm aceste lucruri elementare măcar? Problema stă tot în curtea Ministerului, deci de contarea elevilor se face de la bugetul Ministerului, nu din bugetul local. Că unele primării poate mai încearcă, ați văzut, hai că aici în Buzău primăria le-a permis elevilor să circule gratis, dar amărâților din mediul rural care vin la școle din Buzău, ce le facem? Ce da. le facem când noi avem 90% elevi de aici? Aia, dar oare n-au dreptul și ei la educație? N-au dreptul să capete și ei o profesie? Da, iată, poate o gratuitate și în cazul ăsta ar fi o soluție. Dar suntem da, 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 da? Da? culmea, dar să mă supere, dăm gratuități la pensionari, dăm ajutoare, facem, dregem, n-am nimic cu nimeni. Dar oare la copiii ăștia la Așa viitorul este. țării nu ne gândim? Păi sunt elevi care pleacă, nu mai vin la școală pentru că de exemplu, de la clasa 9-a, 10 -a, sunt mari, sunt buni de muncă. Și intervine. Răbână Vine un familie, vecin da ce nu vii ajute. la mine, îți dau 50 de lei să, da. să mă ajut la cules. Și la vârsta aceea ei nu conștientizează. O dă acolo de școală așa și este. Să este. duce. Nu și să duce. Cât și e. la revedere. Ia 50, mai am mâine 50, nu mai mă duc. Se trezește pe urmă, iar nu, nu mai are de muncă și e păstrăs deja. Da, așa nu. este. Deci trebuie, trebuie gândită. Deci e o problemă foarte gravă cu asta trebuie începută pentru elevii din mediul rural, cu decontarea navetii. Unde sunt cele mai mari probleme în, în județ? În toate, toate, liceele elevii... tehnologice. Deci toate liceele tehnologice. Toate liceele tehnologice au această mare și mare problemă, pentru că în liceele celelalte sunt elevi și cu posibilități materiale mai bune, în liceele da. stil HD, o, eminesc, o nu știu ce, dar majoritatea elevilor sunt și din oraș. Așa este, da. Dar, dar la noi în aceste licee tehnologice majoritatea sunt din mediul rural. Domnule Bratu, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră și pentru informațiile. Ne-ați spus la curent cu situația învățământului da. Buzoian. Așa doresc, să se cunoască adevărul, nu trebuie să... Sperăm să, să, să preș, așa. și cu vești bune, pentru că de ceva timp aceste probleme macine extrem de mult învățământul. Învățământul care ar trebui să fie prioritatea noastră principală, numărul 1, da? Prioritatea da. guvernanților, pentru că școlim tineri și până la urmă și viitorul nostru se va reflecta în educația lor. Doamnelor, domnilor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Vă doresc pentru faptul că și astăzi ne-ați ne urmărit. Vă doresc o după excelentă. La revedere!